ziua, ați venit la canalul lui Robi și astăzi o să facem ceva cu crionul și cu markerul. Și până să începem, vă rugăm frumos să vă abonați la canalul meu și să dați cele mai multe like-uri. Like! Să începem! Avem un marker și un crion. Din marker și din crion o să iasă chei. Chei. Nu credeți? L-ați văzut? Vezi? Avem doi. Doi. Una cam mare, cam de la casă, stai cam de la ușă. Ca un fel. Crionul mai mare ca markerul. Cum o să fac să vină înapoi crionul și markerul? Ați văzut? V-am zis, crionul e mai mare ca markerul. Și acum o să fac din o să fac să vină și cheia. Din un marker, din crion, din două chei, o să iasă o mască de mort, de schelet, un fel de morte. Uau! Uai, ce fain e! Noroc că am și o mască și... Păi, ce urât! Acum o să fac să vină la loc. Ați văzut? Și mai punem un marker, un doi chei și un crion. O să fac să vină un arici foarte, foarte țepos. Uau! Tu l-ai, domne! Nu mă înțapă. Astea cred că ce? Spin. Și din asta, acum să fac să vină mai mult. Wow! Cum ne-a venit la loc? Arici un țepos are pe nas crionul, cheile și markerul. Din astea a venit un arici? Noroc că n-a venit uvi, că mă înțepa pe aici. Asta a fost canalul Robi și să vă abonați!